Bună ziua și bine ați venit la lucrările ședinței ordinare din data 26 ianuarie 2018, convocată prin dispoziția primarului numărul 8 din 15 aprilie 2018. Ședința este legal constituită, suntem în prezența majorității consilierilor și își poate desfășura lucrările. Pentru buna desfășurare aș dori să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte de ședință. Domnul Cărăuș. Domnul Trofim. Pavel. Alte propuneri? Domnul Hangar. Atât? Să punem la vot propunerea lui domnul Cărăușu. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim pentru încrederea acordată. Deschidem ședința convocată astăzi 26 aprilie 2018. Următoarea ordine de zi a proiectului. Citim la numărul 1, proiect de hotărâre privind menținerea relației școlare în Comuna Struga, județul Bacău. 2. Proiect de hotărâre privind adoptarea planului de activitate pentru repartizarea orelor de muncă conform prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată de legea numărul 276/2010 pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018. 3. Proiect de hotărâre privind decontarea călătoriei pe mijloace de transport ale cadrelor didactice pe luna decembrie 2017. 4. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local pe anul 2018. 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Struga pentru anul 2018. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al suprafeței de 1900 m pătrați situat în Tarlaua 61, parcela 2174/1936, au atest strugari. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului ADIS Bacău. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP Bacău. 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. 11. Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Struga pe anul 2017. 12. Raport de activitate al primarului Comunei Struga pe anul 2017. Și la 13. Diverse. Dacă nu este un proiect de hotărâre. Dacă nu supunem la vot, ordinea zi, cine este pentru? Abține? Ceva? Potrivă? Dăm cuvântul de opreau cu proiectul numărul 1. Începem cu proiectul numărul 1. Vă spun și eu bine ați venit la ședință și să dea Dumnezeu în 2018 bun pentru toată lumea, inclusiv pentru noi Consiliul Local al Comunei Struga, respectiv a primăriei. La primul punct a ordinii de zi, proiect de hotărâre privind menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ de pe raza Comunei Struga pentru anul 2018-2019, pentru anul școlar 2018-2019. La articolul 1 se aprobă menținerea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019, conform anexei care face parte integrantă. Ați văzut, rămân în rețeaua școlară pentru 2018-2019 școala gimnazială Strugari, școala gimnazială Petricica, școala primară Răchitiș. Da.
discuții pentru proiectul ăsta, dacă sunt. Vrea să le spun pe comisii, dacă nu sunt. Dacă nu supunem la votire, este pentru structura anului școlar. Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 2. La punctul 2, la ordinea de zi, proiectul hotărâri privind aprobarea planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă conform prevederilor legii 416 privind venitul minim garantat, modificată cu legea 276/2010 pentru perioada 01/01/2018 31/12/2018. Conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. La anex, ca și acțiuni pentru orele de muncă pentru cei care beneficiază de legea 416, drumuri amenajate, curățate, colmatat, șanțuri pe de o parte și de alta a drumului, atât a celor acelui județean care trece prin localitate, cât și acelora comunale. Construirea și repararea gardurilor la școli din comună, împrăștierea de balast manual pe drumurile comunale, igienizarea fântânilor publice din localitate, în perioada de iarnă asigurarea prezentă cu material antiderapant pe drumurile care traversează satele comunei, îndepărtarea zăpezii pe drumurile și pe ulițele comunei, decolmatarea canalului de scurgere a apei și terenul vegetal cu vegetație lemnoase, debitat și depozitat combustibil solid lemn pentru unitățile școlare și la sediul Consiliului Local. Toaletarea zonei drumurilor, sprijinirea persoanelor vârstnice și fără ajutor. Da. Cine vrea să scrie la discuții pentru proiectul numărul 2? S-au discutat deja în comisie. Aici aș vrea eu să spun câteva lucruri. Deci, pentru ăștia care au de făcut ori conform prevederii legii numărul 416, să aibă un program mai riguros, mai strict, mai... să fie pus la treabă, conform orilor care le are de efectuat. Și când l-ai chemat, să vină, domnule, nu să... că azi am treabă, că mâini mă duc nu știu unde și viu poimă. Nu-i corect. Dacă are de făcut 5 zile prin lună, facă norma și cu asta, asta. Nu stăm la rugămintea lor, că eu azi am treabă, că știi că are de făcut 2 zile, o zi, 3, 5, 6, câte are de făcut pe lună, să-și facă treaba fiecare, unde e repartizat. Mai este cineva care vrea să discute? Eu aș vrea să spun, referitor la venitul minim garantat, la 31, în februarie, nu o să mai numească venitul minim garantat, o să schimbi legea, nu? Să schimbă legea. Schimbă legea, dar va fi operațională din 2019. Deci, noi vom merge în 416. Da, nu mai este venitul minim garantat, e un venit din incluziune socială. Incluziune socială, dar legea, deocamdată, e tot 416, tot legile asistenței sociale, deci tot pe astea vom opera. Dacă o să vină cu norme metodologice și o să spună că va intra în vigoare de la 1 aprilie, o să o aplicăm respectiva legea. Deocamdată, tot 416. Așa-i cum vă spune. Da, așa este. Este lege care spune că ar trebui să intre în vigoare de la 1 aprilie. Dar o să meargă doar 416. Da. Altcineva, dacă este? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 3. Contarea de transport. E la mult un dosar mare. Trebuie să fie un dosar cu decontare. Uitați-vă. La punctul 3 a ordinii de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei prin mijloace de transport ale personalului didactic de la școala Strugari pe luna decembrie 2017. Suma cerută pentru decontare este de 2.441 de lei. În dosar sunt
în regulă acoperite sumele decontate cu bonuri de călătorie sau în funcție de traseu stabilit la cei 7,5 consum la 100 de kilometri. Atât la punctul ăsta. Da. Discuții? Dacă sunt, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Decontare, da? Mulțumim. Trecem la proiectul numărul 5, proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarul public și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunicat pentru anul 2018. Așa cum a fost enunțat de domnul Trofi, de domnul președinte, la proiectul de hotărâre, la articolul 1, se stabilesc salariile de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului specialitatea primarului și indemnizațiile aleșilor locali conform anexelor care fac parte integrată din acest hotărâre. La emiterea dispozițiilor de stabilire a salariilor de bază se cuprinde o majorare de 10% pentru personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv conform articolul 15 din legea 153/2017. Privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificări și completări ulterioare. Primarul comunei, prin compartimentele speciale, duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3. Prezenta se comunică instituției prefectul salariaților primării. La anexă, ați văzut pe comisie, vi s-a explicat ce și cum sunt salariile și cum s-a făcut majorarea de celor 20 mari. Discuții de proiectul ăsta, dacă este cineva să... Dacă nu, supune la vot. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă? Numărul 6. Proiect de hotărâre privind atașarea atestarea apartenenței la domeniul privat la suprafețe de 1900 metri scoate. În T61, parcela 2.2.7.4. Da. O atestă urmărat. Deci, la punctul 5 la ordinea de zi, proiectul de privind atestarea apartenenței la domeniul privat a Comunei Strugari la suprafeții de 1900 metri pătrați, în talau 61, parcela 2.7.4.136, în extraglavă Comunei Strugari. Este vorba de bucata de teren pe care noi am primit-o prin renunțarea dreptului de proprietate a unei persoane private pentru, necesar pentru a pune bazinele cu apă la alimentare cu apă și canal. Renunțând la dreptul de proprietate, se poate trece doar în domeniul privat a comunei, urmând ca noi, într-o ședință ce va urma, luna viitoare, să facem trecerea în domeniul public, ca să dăm utilitate publică la suprafața respectivă. Articolul 1 se atestă apartenența la domeniul privat a comunei Strugari, asupra de 1900 de metri pătrați, în tarlaua parcela, cum am denunțat mai sus, documentația înregistrată cu numărul 24324 la biroul de cadastru este constituită pe declarația domnului Hanganu Nicolae și constituie anexa numărul 2 la prezenta hotărâre. Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și că transmiterea către instituțiile instituția prefectului și a celor interesați. Atât. Dacă avem discuții pe, la proiectul ăsta, da? Dacă nu, punem la vot. Cine este pentru? Abține ceva? Potrivă? Atenție la proiectul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniu ADIS Bacău. La articolul 1 se
aprobă cotizația anuală la patrimoniu Asociației de Dotare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău, în cuantum de 1.000 de lei. La articolul 2 se mandatează primarul Tareu Vasile, în calitate de delegat, de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale, în adunarea generală a asociației. În funcție de localități, noi fiind o localitate de cu o populație de sub 3.000 de locuitori, cotizația este de 1.000 de lei. La articolul 3, în cazul în care, din motive obiective, primarul nu poate participa la lucrările ședinței AGA, acesta va fi înlocuit de domnul Cărăușu Ciprian Ștefan, de viceprimar, în calitate de reprezentant al UAT-ului și împuternicit să voteze în conformitate cu articolul 1 din prezenta hotărâre. Plata sumei se va face în 20 zile de la data prezenței. Prezent, la articolul 5, prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor nominalizate, precum și prefectului județului Bacău. Atât la această discuție, dacă sunt la acest proiect, dacă nu o supunem la vot, cine este pentru? Abținere, împotrivă, mulțumesc. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău. Da, care la articolul 1 propunem aprobarea atribuirii contractului pentru delegare privind concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asocierea SC Ecosur DSA București, SC X-Sorting DSA București și SC Anduna Servimob SRL București. La articolul 2 se aprobă contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri, prevăzut în anexa care face parte din prezenta hotărâre. La articolul 3 se mandatează reprezentantul Comunei Strugari, domnul Rotariu Vasile, primarul UAT, să voteze în cadrul AGA, conform celor prevăzute la articolul 1 și 2 din prezenta hotărâre. La articolul 4 se împuternește și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară în numele și pe seama Comunei Strugari să încheie contractul privind delegarea concesiunii a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri din județul Bacău către asocierea celor trei societăți. Se aprobă la punctul 5 virarea sumei taxei speciale de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor în conformitate cu mecanismul financiar pentru plată prevăzut în documentul de poziții pe care noi l-am studiat. Noi l-am adus la bădea sumei taxe și impozit din acei 407 de lei. La articolul 6, prezenta autorului va fi comunicată prefectul județului Bacău și celor interesați și a celor stipulați în prezenta hotărâre. Da, mulțumim. Discuții? Dacă sunt? Da. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Mulțumim. Trecem la punctul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP Bacău. Da, la acest punct al ordinii zi privind există un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul ADIP. La punctul 1, articolul 1, se aprobă cotizația anuală la patrimoniul ADIP în cuantum de 100 de lei. Tot pe rangul de localități, tot în funcție de populație. Da, discuție dacă avem la punctul numărul 9. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Abținere, împotrivă? Nu
la proiectul numărul 10, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2018. Aveți doamnă ceva, nu? Nu, dar am discutat. Deci la... Cred că ai sărit. Nu, ala 10. Ala 10. Da. Da. La proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe 2018, la articolul 1 se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe 2018 conform anexei care face parte integrată din proiectul hotărârii. Articolul 2. Prezentul proiect de hotărâre va fi dezbătut, supus spre aprobare de ședința Consiliului așa și va fi adus la cunoștință publică și prefectul de Bacău. Da. Domnul secretar v-a explicat aici despre ce este vorba. Și s-a discutat în comisie. Sunt discuții pe la proiectul ăsta. Se poate cu fetele din care vine urmărirea cu planul de ocupare. La 10? Da. Supunem la vot. Aș avea eu două chestii. Cu ocuparea funcțiilor pe anul 2018, da? Anul trecut, domnul secretar, trebuia să fie angajat un pompier, în funcție de pompier. Nu în funcție de pompier, un polițist local. Deci, când s-a discutat anul trecut și s-a propus ca să angajeze, s-a mai propus ca să angajeze și un pompier. La sfârșitul... Nu aveam cum să fac asta, că nu avem un statul de cum de pompier. Cum se spune un pompier, dar nu avem pompier. Vorbim de SBSU. De SBSU, serviciu. Domnule. Da. Aia, funcția de SBSU, noi am decis, domnul primar împreună, deocamdată avem în poliția locală două persoane angajate și prin cumul de funcții, prin dispoziția primarului, cei doi polițiști locali se vor ocupa de poliție locală și de serviciu voluntar pentru situații de urgență, până când se va lua o decizie de angajarea serviciului, a șefului serviciului voluntar pentru situații de urgență. Deci, ați înțeles, pur și simplu s-o comasat, cum ar fi. Am făcut dispoziție de cumul de funcție. Ați înțeles? Era o chestie care știam că trebuie să încadreze o persoană. Trebuie să ne limităm și în cheltuielile bugetare. Este foarte important. Legea salarizării, dacă vă uitați la articolul 12. Dar prin cumul de funcție se mai pune ceva la salarii? Nu se pune nimic. Îi se pune la fișa postului niște greutăți. Da. Atâta tot. Deocamdată, în momentul când o să vie mai bine financiar, doamne, iartă-mă. Iar să vă mai spun o chestie. Planul de ocupare a funcțiilor publice se discută de funcția publică. SVS-ul nu este funcție publică, este funcție contractuală. Dacă dumneavoastră, Consiliul Local, să decideți că trebuie scos la concurs postul ăsta, se poate. Nu discutăm de funcția publică. Aia e funcție contractuală, oricine se poate ocupa prin decizia dumneavoastră. Ați înțeles? Da. Ăla se referă strict la funcția publică. Vorbim de funcția adică publică. Persoane care vorbim de legea 188, vorbim de ANFP, vorbim de funcția publică, da? Organigramă. Organigramă, nu o modificăm, rămâne cu același organigram, același stat de funcție. Deci el rămâne ca loc vacant și noi, în Consiliul Local, o să hotărâm să scoatem la concurs pe contractual. Nu, deci noi avem compartiment SBSU, este vacant. Mărea care mă refer, că fiind o comună destul de îmbătrânită, da. Ar trebui, sunt foarte mulți oameni care nu-și pot curăța sau măcar iniția, ajutați să scureți și, Doamne ferește, să nu se întâmple alte probleme, incendii și mai ce înseamnă. Numai că rolul unui polițist care o preluat de informare. Ascultă bine, ascultă. De a informa, de a rolul este de a informa. Noi, la nivel, la nivelul primăriei, am conceput niște modele de proces verbal. Fiecare polițist, unul pe trei sate, va merge la fiecare om în parte, va da un fluturaș privind igienizarea de primăvară și curățarea coșurilor de fum și alte acțiuni care trebuie să le facă omul și este obligatoriu prin lege. Așa? Și în momentul în care se va deplasa, asta este rolul lui. Să aducă la cunoștință despre... Și proprietarul să le să se sesizeze. Omul va semna pe el, îi va da un termen în care trebuie să așa, vorba dumneavoastră.
nimeni, sunt oameni în vârstă care nu poate să curățe, nu e nicio problemă. El o să-i spună, domnule, eu nu pot să curăț coșul de fum pentru că sunt în vârstă, nu mă pot. Noi atunci o să venim cu niște, sunt firme specializate în curățare de coșuri de fum, o să-i contactăm, o să-i placeze polițistul cu respectivul la fiecare în parte și o să facă decolmatarea asta, curățarea asta. Pentru că tu, dacă o faci tu, eu ca primar, prin cei care sunt la ajutor social, nu? Și nu-i fac o curățire corectă a coșului de fum, îi ia foc, cine-i vinovat? Dar cine își poate cheltuia asta? Proprietarul este obligat în legile sale să-și curețe toamna și primăvara. Deci cei nu mai înainte a venirea anotimpului rece. Și când se termina anotimpul rece, trebuie să-și curețe. Iar personalul care se ocupă de SBS-ul trebuie să facă procesul la verbal obligator cu proprietarul. Dar asta spuneam cu o persoană specializată în serviciul de SBS-ul. De exemplu, ar putea altfel intra să vadă, să fie specializat pe tot ce înseamnă electricitate, că nu numai coșul de fum implică... N-ai dreptul să faci așa. Nu, dar măcar să te-ai indicii. Dar șef SBS-ul nu ai competenție. Este proprietate privată. Tu trebuie să fii omul independent. Sunt persoane și care nu-și dă seama că o problemă la o instalație făcută improvizată, doamna ferește, poate lua foc. Adică eu la asta mă refer. Polițistul local duce la poartă și îi spune, nene, și ce înseamnă dacă noi telegramul ăla vine și răspunde? Nu înțeles, colegi, îți recomandă. Dacă asta discuție, da. Asta e recomandare. Nu că vine cineva să controleze sau să facă. Da. Ne mulțumesc cu ceva? Nu, am avut o discuție prin martina asta, adică punem un om, ce să facă? Vine la mine să-mi grăbă, băi, eu sunt de la serviciu cu tare și să-mi scoiesc eu cum vreau eu casă. Omul interenicea, aș avea și o discuție, ma tale ai fost electrician, da? De exemplu, un pompier care se pricepe și la electricitate și la așa, poate să-ți dea o recomandare. Tu ca om, tu nu le știi. Eu la asta mă refer. Și ma tale trebuie să știi treaba asta. Dar cum faci și dar probabil că merge acolo și discute. Fiecare om la locul din muncă are niște competențe a lui stabilite din fișa postului. Se va deplasa, informează omul, îi spune ce riscuri sunt dacă nu face curățenie, dacă nu își realizează o instalație bună sau dacă are instalație învechită, să spună, dacă a avut evenimente, să spună, și noi atunci intervenim cu cine intervenim? Cu specialiștii. Cine îi poftim? Păi cel care solicită. Serviciu voluntar. Dacă se strică mașina, te duci la un specialist, plătești primăria, nu. Plătești proprietarul. Pentru că așa este... Dar să dăi Dumnezeu să nu avem. Să nu avem. Dar trebuie să aducem, să punem ștejere oamenilor, să le aducem la cunoștință. Că sunt. Pe media se vede. Pe televizor, pe radio, se aude. Câte și voi câte sunt. Toate evenimentele care sunt. Numai că noi... Suntem ca oameni că vom lua o măsură mâine. Mâine am să curăț și eu, mâine am să fac și eu. Doamne ferește, să mă suntem. De asta e bine ca să aducem la cunoștință tuturor, ca să se învegheze. Mai sunt discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotriva, abțineri? Acum 11. Proiect de hotărâre privind evaluarea performanțelor profesionale ale secretarului Comunei Strugari pe anul 2017. Raportul de activitate a domnului secretar este prevăzut în anexa pe care dumnealui a anexat-o la proiectul de hotărâre. Toate atribuțiile și toate competențele și modul în care s-au rezolvat problemele atât a primăriei, cât și a Consiliului Local și inclusiv acelora care au venit și au solicitat prin audiență diferite documente. Dumneavoastră ați avut în față proiectul de hotărâre, ați avut în față și anexa pe care a studiat-o. La articolul 1, Consiliul Local propune acordarea calificativului secretarului Comunei Strugari, domnul Leu Teofil Valeriu, pentru activitatea desfășurată în anul 2017. Raportul de evaluare a performanțelor individuale pentru secretarul Comunii va fi întocmit ulterior în funcție de calificativul dumneavoastră de către primarul Comunii.
eu nu pot să confirm decât ceea ce stabiliți dumneavoastră. La punctul alineatul 2 articolului 2, raportul de venit semnat de evaluator nu se concernează potrivit articolului din legea din hotărârea de guvern 611/2008. Dar la articolul 3, prezenta hotărâre va fi comunicată prefectului Vestului Bacău și instituțiilor interesate. Eu așa, da. Interesant, dar cu da. Da. Poftiți, domnul. Vrem la discuție. Poftiți, domnul Hanganes. Eu aș vrea să... Două puncte care... Două discuții care referitor la activitatea domnului secretar. Ar fi trebuit să se afișeze pe site-ul primăriei numele și prenumele consilierilor actuali, că nu este afișat. Să se actualizeze și să afișeze. Asta bănuiesc că puteți să faceți cât de repede posibil. Și o altă recomandare, îi să-mi puneți la dispoziție în termen util și mi-ați promis că îmi puneți la dispoziție documentația ca să pot să am și eu întrebări, interpelări, da, pentru a discuta. Da. Domnul Mircea? Păi, am ascultat și eu, zic, domnul secretar, s-o achitație foarte bună, activitate bună, mulțumit, cred că știi toți consilierii că este un profesionist al comunii și noi am fi bine să-i acordăm. Merită cel mai bun pentru activitatea depusă. Și aș mai vrea să vin și secretarul Comisiei de Punere în Posesie și Fondul Fruciar. Noi am intrat, domn primar, Comuna Strugariu, a intrat în programul ăsta de cadastrare intravilan și extravilan. Știți ceva? Ne puteți spune ceva despre asta? Da, o să vă dau răspunsul, să vorbească și domnul Mircea și vă dau răspunsul. Da. Mi-a luat de vorbă. Zic, are activitate foarte bună și ca propunere de calificate, eu zic nota 5. Care este maxim ca să telespectatorii să înțeleagă că e o notă bună. Da. Domnul Măciudan? Având în vedere că are o muncă foarte grea, și-și face datoria, apreciez munca dumnealui și felicitări. Și noi la fel. Mai ești cineva? Domnul secretar are un comportament foarte frumos cu toți cetățenii care vin și au probleme ca să vedem. Și are o activitate ca în grivoaie, așa desfășoară. Așa eu, din partea mea, dau nota 5. Foarte bine. Foarte bine. Înțeles. Îi dai dăm 5. Deci îl punem la vot. Acum, ca și o completare la ceea ce dumneavoastră a susținut, locul de muncă și responsabilitatea și o alege fiecare în funcție de posibilitățile intelectuale și puterea de muncă. Dacă dânsul s-a achitat de toate sarcinile și a dus la îndeplinire tot ceea ce dumneavoastră, prin hotărâre Consiliul Local și cetățenii au afirmat că este o persoană de calitate și se încadrează în parametrii pe care dumneavoastră i-ați enumerat, foarte bine. N-am decât să consemnez în procesul verbal ceea ce ați afirmat și susținut. Referitor la... Acolo sunt doar bine. Da. Nu foarte bine. Corect, corect. Și oamenii perfecti. Dom'le, fiecare loc de muncă are... loc de mai bine. Suișuri, coborâșuri, dar întotdeauna noi, toți care suntem aici, tindem de spre mai bine, spre viitor. Și sunt și lucruri care mai scapă, sunt lucruri care se îndreaptă pe parcursul muncii fiecăruia. Referitor la cadastru sistematic. Să punem la vot asta, știu că. Da. Deci să punem la vot ce este pentru. Să punem calificativă. Da, uite, da, 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 menționa domnul Haganu bine, nu asta? Da. Nu, deci...
ce, dar am pus 5. Deci nu, individual, nu putem să-l obligăm să te ia. Nu, Dar trecem la raportul domnului Farză, la partidul sistematic, noi, într-o ședință a Consiliului Local, am vorbit pe cadastru sistematic și modul în care se operează. În cadrul pe teritoriul Comunei Strugari sunt stabilite vreo 16 sectoare, după câte ținem bine minte, adică localitatea a fost împărțită în 16 sectoare pe care se va face cadastru sistematic. Deocamdată, cadastru se face pe extravilan. Pentru localitățile, cum ați auzit dumneavoastră, se pot face și urmând ca după aceea să intre pe intravilan. Noi, deocamdată, am mers cu un sector, și o să vi-l spun că a fost delimitat în zona Armanu, care se duce de la, pleacă de la Pui Neamțului, drumul care urcă spre dealul Mândrului, drumul care coboară Balastat în fundul Armanului, se închide cu Armanul cu tot, cu Islazul din Bărățeni și vine pe canal și se închide pe drumul care se duce spre Bărățeni, tot la Podul Neamțului. Ați înțeles delimitarea. Suprafața. Și prioritizat. Suprafața. Stați așa un pic. Suprafața din sectorul respectiv este de 80 hectare. Urmează pentru anul 2018 sectorul care... De ce s-a mers pe sectorul ăsta? Pentru că pe sectorul ăsta există o linie de gaz metan. Și cu prioritate sunt vizate acele sectoare pe care merge magistrala de gaz metan. Deci una dintre priorități care, în care ne aflăm noi. Urmează sectorul care pleacă de la Podul Neamțului, cu Siliști cu tot, se închide pe drumul Rechitișului, pe dealul Mântrului și face sectorul ăsta mare, cu Siliști, Corhan, Bărloagii, fundul Bandraburului, Căligata, dealul Sabii. Suprafața este destul de mare, dar trebuie să o acoperim anul ăsta. Următorul sector va fi spre Nadișa, tot pe linia de gaz metan. Cum se face intabularea? Ceva punctual vreau să întreb. În cazul în care un cetățean a cumpărat acum 20 acum, de ani... Acum, deci cum se face... Proprietar. Cum se face cadastru sistemat, da? Eu sunt proprietar de o suprafață de un hectar de teren în sectorul respectiv. Sunt proprietar, ceea ce înseamnă că am titlul de proprietate, da? Sau hotărâre directorească sau certificat de moștenitor și așa mai departe. Documente pe care atestă dreptul de proprietate. Acea persoană va fi intabulată la oficiul de cadastru pe baza documentelor pe care le deține omul. Deci pe documentele de proprietate. Dacă o persoană, a cumpărat o suprafață, da? A cumpărat o suprafață de 2 hectare de la un proprietar care îl avea pe titlul de proprietate, suprafața respectivă va fi măsurată și intabulată la oficiul de cadastru pe numele fostului proprietar. Și asta înseamnă că o să poată să vândă cu ivrea din nou. Nu, domnule. Dacă trăiește... Ascultă-mă. Deci... Nu fiuze... Nu. Ascultă-mă. Există... Ascultați-mă. Da. E deja realizat. După ce proprietarul, chiar dacă el ți-am dat speța, o vândut, este intabulat, are dreptul sau nu să facă contestații. Trece perioada de contestații, se face un proces verbal de acceptanță a suprafețelor din sectorul respectiv și el devine proprietar cu carte funciară la oficiul de cadastru. Dacă eu ca persoană am cumpărat de la el, vine proba cealaltă, putem să facem o înscriere provizorie la oficiul de cadastru. Este o notă acolo
pe care vor să o ia în seamă, pentru că îți dai seama. Eu nu, pe domnul primar. Eu nu. Dar cel mai bine și cel mai corect ar fi ca dumitale, dacă ai cumpărat și omul încă se recunoaște sau urmașii încă recunosc dreptul de proprietate, pe baza documentul care ai făcut de mână, cum îi spunem noi, se duce prin instanță sau prin notar, prin dezbatere succesorală sau prin instanță și face autentificare sau perfectarea actului respectiv. Ca să înțelegeți mai bine, cel care va vinde sau cel care va cumpăra, nu mai trebuie să mai plătească documentația cadastrală, că e deja constituită. Plătește doar, ați înțeles, documentația cadastrală, deja e carte funciară și omul poate vinde proprietar. Nu au titluri, nici ce proprietari vinde. Persoanele. Ascultați că e important. Deci, la noi, sunt persoane care au solicitat terenuri care nu erau trecute pe titlul de proprietate. Adică, dau un caz. Cazul lui domnul Dârlea. Este o suprafață de vreo 2 hectare 30 pe dealul Mondan. Așa, nu este trecut pe titlul de proprietate. Solicitarea s-a făcut, da? Există hotărârea Comisiei Județene în care respectivul a fost validat, adică a fost aprobat cu suprafața respectivă. Urmează ca să capete titlul de proprietate, să facă planul de situație pentru obținerea titlului de proprietate. Adică, respectivul domn se duce, vorbește cu o firmă... Noi vorbesc dacă... Poți face moștenitorul. Moștenitorul legal ia anexatul cu spatul și dovedește... Dar moștenitorul, dacă la rândul lui nu a făcut dezbatere. Că e dezbatere, că e 5, 6, 7... Cel interesat, cel interesat. Aveți un pic de răbdare. Caz autentic la Neaghiță Lazăr, da? O cumpăra tot ce a avut teren unul Viscreanu Gheorghe, da? Respectiv, nu are titlul de proprietate, pentru că moștenitorii respectiv nu au venit să facă la momentul respectiv, până la apariția legii 165, nu au venit să facă documentațiile respective ca să capete titlul de proprietate. Ori au fost nemulțumit de suprață, ori au fost în litigiu, așa. Dacă s-au mai lămurit lucrurile, unul dintre moștenitori sau ăla care a cumpărat suprafața, să spunem, domnul Lazăr, suportă cheltuielile la planul ăsta de situații, planul de situații pe cote, pe tot, adică sunt, așa cum se fac măsurătorile stereo 70 prin satelit, nu se suprapun cu alte proprietăți și el îți face pe Viscreanu. Dacă vrea să vândă cuiva el, vând moștenitorii, chiar dacă este de aceea. Dar aici intervine cealaltă chestie. Dacă dumnealui și-a făcut un document, așa cum îl numim noi de mână, așa, după apariția titlului de proprietate, cei doi moștenitori își fac dezbatere, rămâne unul la unul cot prin renunțarea celorlalți doi, și poate să-i străineze suprafață pe documente. Da, poate. Tot e posibil. Hai să lăbăm mai clar. Eu în cazul meu. Eu am luat pământul ăsta cu cinci etare la Viscreanu. Da? El trăia, a cerut să se dea, să se dea, a cerut din lui proprietate, știți cum a fost și la 62 etare. Și de 2 etare de la botezatul, nu știu. De ce spuneți că nu a avut? El a cerut, dar nu s-a făcut timpul. Eu fac partea juridică. Eu validat, păi dacă are utilitate, acum, ce se întâmplă? Acel om care îl vânduie, e mort, da? Da. Are 3-4 băieți care-s moștenitori. Aici, dacă nu se duce să-și facă chestia asta, ei... Cine-i interesat? În tot discursul ăsta... Eu sunt interesat. Bun, sunt interesat eu, dacă ei nu accept așa ceva, să-i duc, eu să-i fac, să fac... Dar asta e codul civil. Eu mă refer la chestia asta. Deci, acei oameni... Nu, bine, să spun. Problema capătă... Și nu-i numai cazul, eu sunt un cazul căzut. Sunt fel de fel de specii. Problema capătă diferite culori și diferite nuanțe. Ca să vă explic așa. Adică... tot terenul pe care nu a fost solicitat, ca la două cazuri, să spunem... Păi da, aici a fost solicitat. Domnul Viscreanu, domnule... Da, a fost solicitat. Validarea există. Partea sunt de făcute. Tot terenul care nu a fost, sau care a fost solicitat, pentru care nu există titlul de proprietate,
nu se face intabulare, se consideră rezerva primăriei, da? Da. Și pe baza rezervilor primăriei, se face titlul, când domnul are posibilitate, îi se face titlul de proprietate. Da. Când are posibilitate financiară. Da, da, stați un pic. Nu, uite, hai să dau cazul Armano, da? Doamna unde a pus nuci, doamna Lucreția... Dospinez. O parte din teren pe care este nuci, l-a avut trecut pe titlul de proprietate, cu dezbatere succesorală, au certificat de moștenitor, se face intablarea pe fiecare moștenitor în parte, dar de la canal încolo, unde nu există nuci, cu tufărișuri, păduri și până pe dealul Mândrului, nu există titlul de proprietate. Aceea eu fost trecut în rezerva primăriei, doamna și-a făcut documentații pe terenul respectiv. Când și-a făcut documentația, noi am avut și un punct de plecare și ne-am legat de ea în sus și în jos. Și noi acum avem documentația depusă la oficiul de cadastru pentru... Asta e un caz fericit. Păi nu, e un caz fericit. Asta e un caz fericit. Multe lumii și-au gândit, eu ții cu mine, eu am luat cu tare loc. Dar e toată țara asta. Dar nu-i vorba, dar nu-i vorba. La proprietar, da. Îi se face gratuit, da. Da, da. Pe cât mie, da. Să zicem, trebuie să plătești. Trebuie să plătești, adică de ce? Nu știu, dar nu-i valabil. Nu, da, nu-i vorba, deși dacă nu-i valabil, altă poate da o judecată dacă nu-i valabil. Dar de cine dai judecată? Altă e, nu, dar vreau să spun. Deci problema asta nu mi se pare corect, adică eu trebuie să plătesc, care s-a pus în spune toate este eu. Aici, în actele Consiliului, este proiect verbal din punerea poziției, la scriam la mine, este actul din punerea. Deci nu-i face timpul de normalitate acolo. Pentru că numai timpul nu plătești. Poate plătești pe cel 165, plătești demersul din proprietății. Nu plătești pe cadastru general. Discutăm la diversul, dacă vreți să mai discutăm pe chestia asta. Domn primar, dacă mai aveți ceva de... Da, da. Măsura pe care au luat-o cei de la oficiul de cadastru prin legea pe care au venit, a fost o chestie foarte bună. Cu neajunsul care sunt, că omul respectiv care nu are titlul de proprietate trebuie să plătească banii din buzunar, dar pentru toate celelalte titluri care s-au eliberat înainte, nu există, cred că, titlul la care să nu fie neconcordanță. De tabla, de suprafeții, de nu știu ce. Ori măsura care a luat-o, îi treabă extraordinară pentru cei care își fac măsurătoare și omul îi de acum și cât trăiește el și nepoții și mumașii. Spune că este metri pătrați aia acolo. Chiar dacă pe ea spune 1100, se măsoară. Da, este un... Să văd un faptul corect. Este un... Cartea funcțională. Cu privire la raportul de activitatea dumneavoastră, mai departe, la punctul 12. În raportul primarului, fără note și fără evaluare. La vot. La aici vedeam că avem noi la mână. La alegeri. Să dăm noi un în raportul meu sunt cuprinsi vreo 11 puncte pe compartimentul relații publice care, pentru care dumneavoastră ați acordat notă domnului secretar. Pe domeniul resurse umane, pentru că iar s-a făcut pe domeniul tehnologiei și informației, cum stăm la nivel de primărie cu dotarea IT. Dar vreau să vă spun pe relații publice, spicuind din tot raportul, s-a asigurat actualizarea permanentă a planurilor afișați din incinta instituției, informarea publică directă a persoanelor, informarea internă a personalului. Nu au fost cazuri în care ședințele să nu fi fost publice, adică nu am interzis la nimeni care să dorească să vină să participe la noi la ședințe. În cursul anului 2017 au fost operate 5744 de registrări în registrul de intrare ieșire. În baza legii 233/2002, colaborat cu ordonanța de urgență 27/2002 prin reglementarea activității de soluționare a petițiilor, au fost trimise, sau au fost rezolvate 20 de petiții înregistrate la noi, în termenul legal și transmis răspunsul petiționarului. Ca și audiențe, audiențe, fără întâlniri cu întrebări și răspunsuri scurte,
și înregistrat în registrul de audiență, la primar 110, la vice 30, la domnul secretar 90. Pe resurse umane, tot așa vreau să vă dau câteva. Este asigurată evidența personalului contractual și a celor cu funcții publică, online, în aplicație revisală. Ceea ce vă spuneam mai devreme cu creșterea salariului și nu știu ce, aici s-a ajuns la concluzia, revisalul fiind un registru electronic de evidența salariaților. Și aici s-a ajuns la concluzia că, și noi am constatat, că au venit oameni să-și facă indemnizația de creșterea copilului și un cetățean care a lucrat 12 luni, efectiv, da, să spunem 300, fără concediu, 340 zile, da, 25 de zile de concediu, era înregistrat, revisat cu 2-3 ore pe zi, 4 ore libere și omul nu mai beneficia de indemnizație. Și cred că este o măsură bună a statului, a guvernului, că s-a făcut chestia asta. Omul poate urmări. Și noi putem urmări toți, ne ducem, eu sunt angajat la domnul, angajator, mă duc la Casa de Pensie, la Revisal, unde se țin registrele și mă informez. Dom'le, anul ăsta mi s-a plătit de angajator. Toate dar. Nu, dar ce mi se duce? Eu răspund aici în cadrul instituției. Da. Bine, orice om care lucrează aici, eu sunt obligat în 24 de ore să-i dau un raport și salariat a cei. Și omul vede clar ce mi s-a plătit, cum mi s-a plătit, când a intrat contractul în vigoare, când încetează, dacă e perioada determinată, absolut tot. Se pune problema aici, unde se băi, noi vă spunem cum funcționează, cum ar trebui, să cum ar trebui. Eu acum nu știu, fiecare... Și interesul poate fi fel. Adică nu poate să spune că nu-ți dă. Asta e. Structura și organigrama existentă pe 2017 la nivelul UAT-ului Comunei Strugari cuprinde două funcții publice de demnitate publică. 15 funcții publice, deci și 9 posturi contractuale. Asta ce-i cuprind? Asta, la 9 posturi contractuale, trebuie să țineți cont că sunt acele persoane care au grijă de persoanele cu beneficiarii de asistență personală. Asistență personală. Pentru 2017 au fost eliberate doar 17 diferențe de salariu, vechime, stat de cotizare, în semnul de pensii sau pentru medii. S-au întocmit situațiile statice, lunare, trimestriale, semestriale, efectuare la fondul de salariu și număr de personal. La nivelul primăriei, în ceea ce urește informația, tehnologia informației și a comunicațiilor, avem 6 calculatoare, 5 laptopuri, 8 imprimante, un copiator, cu care ne desfășurăm activitatea în toate compartimentele. La biroul de taxe și impozite, personalul din acest compartiment participă pe parcursul anului la efectuarea verificărilor declarațiilor de impunere depuse, respectiv în acțiune de control fiscal, pentru stabilirea corectă și declararea în termeni legale a impozitelor și taxelor datorate de contribuabil, atât juridici cât și fizici. Personalul de specialitate din cadrul acestui biroul este la dispoziție, este la dispoziția contribuabililor, persoanelor fizice, ori juridice, care vor să-și declare bunurile impozabile, clădiri, terenuri, mijloacele auto. Tot aici se depun cererile pentru acordarea unor facilități fiscale, pentru cei care beneficiază de facilități cu tir de taxe, mă refer la veterani și cei care sunt cu gradul într-o stare de handicap. Și să decide dacă au dreptul la scutire și reducerea impozitului și taxele locale pe anul curs. De asemenea, în compartimentul impozitului și taxe, a procedat la trimiterea unui număr de 200 de înștiințări de plată, 140 de titluri executorii și 20 de popriri, adică cei care sunt datori și îi găsim în... Acum este 4 din o să vă explicăm. Există o chestie foarte simplă care este pusă la dispoziția celor de la impozit și taxe, în care bați numele, un cod numeric și afli exact și dacă unde omul lucrează, unde sunt niște bani și poți să faci, să fac o oprit. Subvenția la... rapia, văd dacă am tot. Asta... Nu văd cât ani, văd că ani.
Și am făcut adresa către bancă și banca e obligată la adresa mea să-mi răspundă la solicitare în sensul. Da, dar îți blochează contul. Blochează contul. Atât. Nu e nici tu, nici el. Până când titlul executorului... Până când nu vin și plătește. Dacă omul are de luat un salariu, el se duce să-și ia salariul și nu-și ia salariul complet. Pentru că banca reține 30% din sumă. Ați înțeles? Nu. Nu îi ridicăm. Domnule, eu aseară văd discuția asta. Nu mai trebuie să spun așa. Că eu am un cont în bancă și am o datorie la dumneavoastră. Aici, dau un exemplu. Cu altul în altă parte, mai bine, la fisc. Da? Bun. Îți face o adresă către bancă. Okay. Banca este obligată să-i blocheze contul. Da, nu ia niciodată. Nu ia nimeni până când eu nu viu la un iap datorie, îmi plătesc dreptul și dă de aici o adeverență că se poate debloca. Dar nu se ia banii de acolo. Da, să nu, domnule, dar nu se ia banii de acolo. Așa mai că omul fiind interesat să aibă acces la fondul lui. Bine, așa. Că dacă... Se ia banii din soprești și soprești de salariat. Așa e altceva. Depinde unde te găsești. Stai aleacă, nu la bani. Depinde unde te găsești. Nu mai avem acces. Acolo e la o întreprindere oarecare. Stau la pensii. Îi faci propriere și îi ținești, dar aici e numai de bancă. La tot ce înseamnă ITF, casă de pensii, bănci comerciale, trezorerii, are rost să vă spun mai multe, este tot. Dacă îl găsești pe om... Numai banca îi blochează. Numai banca îi blochează contul. Restul îți trimite pura și așa din salari, din pensii și ai... Unul pe trei sau unul pe doi, depinde câți copii ai. Da, dar în cazul când îți pune proprierii pe salariu, îți deblochează contul? Nu, domnule. Acum asta e stricat. Dacă ești salariat, dacă ești salariat, îți iei până la 30%. Da, și îți deblochează. Dar nu-ți mai faci la bancă. Îți faci la întrebare unde muncești. Propriere. Hai să ne vorim treaba. Pentru salariat și pensionar, să ia banii, să v-am spus, până la 30%, dau un exemplu, da? Că legea mai prevede și alte poate mai sunt nivele. Mai mulți care trebuie să recupereze. Până la 30%, ia din bănuțele respective și trimite la noi până să... lichidează datoria. În momentul ăla ne facem o hostie către unde am înființare așa și aia ridică profil. Da. Continuă, domnule. E ce prin banca care e viață? Da. E bine să nu mai. Ce găsiște? Asta vreau să vă spun. Dar ce dacă găsiște? Dacă îți cinstie, nu ce vreau. Da. La urbanism și amenajarea teritoriului, în cursul anului 2017, principalul obiectiv a fost îndeplinirea atribuției și anume emiterea de certificat de urbanism, autorizație de construire, efectuarea controlului periodic la construcțiile autorizate, în vederea verificării stadiilor de execuție și a proiectului de execuție, respectarea lor. Participă la trasare pe teren a noilor amplasamente și întocmirea procesului verbale de trasare, asigură respectarea disciplinii construcției, elaborează răspunsurile la sesizările cetățenilor. Am avut și dintre astea. În cursul anului 2017 s-au emis 12 certificate de urbanism, 7 autorizații de construire, 6 autorizații de branșament, 5 avizii tehnice. În urma aprobării proiectului de investiții alimentare cu apă, construire grădiniță, precum și reabilitare școală Petricica, s-a întocmit documentația tehnică și s-a procedat la depunerea acestui la instituții reabilitate pentru obținerea vizilor. Tot în cursul anului 2017, știți foarte bine, s-a demarat procedurile privind întocmirea noului plan urbanistic general comunei, precum și a regulamentului de urbanism aferent. S-au făcut controle privind disciplina construcției, cetățenii fiind sumați pentru intrarea în legalitate sau asistarea lucrărilor acolo unde ele au început fără să dobândească toate avizele și respectiv autorizația de construcții. Luna și trimestrial s-au întocmit și trimis situații statistice predate la DSE, la Direcția Statistică Bacău, la Inspecția de Stat în Construcții și la Consiliul Județean. În ceea ce privește Registrul Agricol și Cadastru, anul 2017, Registrul Agricol cuprinde 1809 poziții de rol,
dintre care 1096 pentru cei cu domiciliu în localitate și 713 pentru cei care au domiciliu alte localități. Avem și 10 poziții ale unităților cu personalitate juridică. Înscrierea datelor în Registrul Agricol 2017-2019, precum și pentru anul 2017, știți ce cuprinde? Componență, terenuri, animăluții și așa mai departe. Ca o noutate, există Registrul Agricol în format electronic. Da, o mare... E o mare... Dezamăgire pe umerile noastre, pentru că nu te lasă să faci înregistrări în el decât pe documente de proprietate. Uite nevoia pentru care, bineînțeles că noi când am făcut legea 18, am gândit ca să se ducă tot terenul la oameni cum era normal, dar ne-am gândit de urmări. Cred că trebuia să fi pus la punct un sistem de măsurătoare prin cadastru și nu știu ce, că se întârzea un an, dar se făcea un lucru extraordinar și mergeau oamenii cu căs munciare și așa mai departe, în mod normal și corect. Dar, de exemplu, dacă eu și în cazul și taică, mă cumpăram un pământ cu țil de coapte din mână. Da. Veniți, o să vă spunem la finalul ședinței. Jucăm la diversi. Nu, că e tot acolo, e tot la diversi treaba asta. Nimeni de acolo, adică, să ajutăm cu un partid în interes, să facem o evidență unică. Ce are omul vine cu urtinile aici? Chiar dacă se mână. Care au fost, de exemplu, taică, mă cumpăram coapte din mână. E trecut la rol acum în sistemul electronic acel document. Nu trecut în loc, e electronic aici. În electronic nu va putea figura pentru că e la sub alte forme, nu are proprietate. În electronic îmi cere număr cadastral, îmi cere număr de funcționare și are proprietate. Asta i-am întrebat. Documentația cadastrală executată. Adică ca să înțeleg acum, numai persoanele care au acte vânzare cumpărare oficial sunt trecut din registrul Registrul RAN-ul, Registrul Electronic Agricol și RAN-ul, Registrul Stradal Agricol, documentații care are stradal și nomenclatorul stradal. O să figureze așa, script cu șase delcele, da, sub alte forme, că asta e soluția, iar în Registrul Electronic nu mai o să operăm, nu mai unde putem să respectăm pașii. Adică de autentici, cadastru, că sunt norme clare la care nu poți să te dai. N-avem ce face. Când vine omul cu actul autentic, operă. De exemplu, cum o să, de exemplu, o adevărință pe rolul care au la APIA, nu o să mai elibereze. O să dăm în continuare sunt alte forme. Da, cum să nu? Uită-mă de omul, ce îl folosești. Deci, adevărința pentru APIA, ca și anul trecut, ca și anii din urmă, de fiecare dată s-a mers pe principiu să-i dea, cred, proprietarul. Proprietarul înțelegând acea persoană fizică-juridică care are documente. Documente de proprietar. Când s-a văzut că documentele de proprietar nu se pot elibera și nu există, s-a mers pe, tot pe ordonanță dată sau în ordinea ministrului, s-a mers pe posibilitatea, s-a mers pe ideea ca fiecare om care lucrează pământul să aibă posibilitatea să ia subvenții pentru terenul respectiv. Și s-a mers pe adeverință dată sub alte forme, dar acceptată de APIA. Pentru anul 2017 s-au eliberat 313 adeverințe APIA, 231 adeverințe pentru schimbarea cărții de identitate, 80 adeverințe pentru ajutor social, pentru încălzirea locuinței, bursie școlare, adeverințe pentru starea materială privind notariatul. Care să servească la notariat. S-au eliberat anexe 1 și 2 pentru operațiuni notariale, s-au eliberat un număr de 23 de atestate de producători și carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol. Aici, tot la fel, respectivul cetățean vine, depune o cerere, noi o înregistrăm, o trimitem la direcția agricolă, vine de acolo un aviz la care noi eliberăm atestatul. Care dintre cele va fi valabil 5 ani de acum? Așteptăm tipizatul. Pentru, ca și, numai ca să vedeți, pentru activitate de cadastru cu documente notariale, anul trecut au fost 8 persoane care și-au făcut acte notariale de cadastru. Și evidențe corecte?
Deci, atâta, 8 persoane. În domeniul pe starea civilă, pe 2017, principalii activități au avut constat în înregistrarea în urmă de 4 acte de transcriere de naștere. Două acte de transcriere a căsătoriilor, un act de transcriere a deceselor și 10 acte de căsătorie. Și 34 de morți. Pentru anul 2017, știți că noi am omagiat acele persoane de care au făcut 50 de ani și au fost număr 34. Coincide un număr de 34 decese. Ca să... Asta este... S-au eliberat 110 certificate de naștere, 41 de căsătorie, 39 certificate de decese. Extrase de certificate sau certificate tip 9. S-au operat și întocmit mențiunile la divorț în baza sentințelor executorii. Pe asistență socială, modul în care se fac și se depun documente și se rezolvă situațiile cerute prin petițiile sau cererile depuse, ne interesează mai mult că la cei care beneficiază de ajutor social sunt un număr de 95 de persoane, că anul 2017 s-au depus de un număr de 155 de persoane ajutoare pentru încălzire, adică acei beneficiari care s-au încadrat în prevederi legale, care au avut pensii sub 6.250. Sau venit, să nu venitul mai mult de 615 pe membru de familie. Bineînțeles că la toată lumea li s-a încheiat și pentru cei care sunt beneficiari pentru alocații complementare sau alocații de stat, la fiecare dosar și la fiecare dosar pentru cei care beneficiază de VMC, dosar din 3 în 3 luni, adică renoiri de dosar și din 6 în 6 luni la forțele de muncă. La prezentarea, la prezentarea acelor beneficiari la VMG care merg la forțele muncă românești, e imposibil să meargă acolo și să întâlnească cu posibilitatea de a-i se oferi un loc de muncă și dacă dânsul nu-l vrea, îl scoate la ajutor social. Pentru cei care sunt, se încadrează și ca vârstă. Și bun de muncă. Și bun de muncă. Da, și spune, uite, ți-am găsit loc de muncă. În punctul putare, am avut un caz, adică două cazuri. La Răchitiș, unul fix, unul ăla de la Cetățuia, i s-a oferit loc de muncă la Târgu Ocna, la Unești, la Apă. Și la Răchitiș. S-a dus? Cioașcu, îi spuneam noi, Montan Gheorghiță. Dar ce vreau, domnul primar? Că îi s-a oferă... Din pregătirea lui sau ce? Problema este că trebuie să știu. Inginer nu. Doctor. Da, dacă e inginer, uite, inginer. Dacă e inginer, da, dă pe calificare. Dacă nu are pe calificare, îți dă ceva inginer. Chiar inginer, tot același lucru se întâmplă. Deci necalificat. Acum, pentru bugetul local al Comunei Strugari, noi, pe 2017, am avut un buget de 6.958.000 lei, ceea ce înseamnă 69 de miliarde. Am banii ăștia, trebuie să știți că sunt prins și banii care am avut bine alocați pe drumul agricol de 43 de miliarde. Vorbim așa ca să înțelegem sumă. A rămas o diferență de 26 de miliarde în bugetul primăriei. Bani pe care s-au dus pe salarii la bugetul local, în sumă de 21 de miliarde, o luăm tot în ordinea asta. Cheltuieli de personal vreo 700 de milioane, indemnizații de consilier 35.000 de lei, ceea ce înseamnă 370 de milioane, cheltuieli cu personal în învățământ, salarii. Atât. Nu, nu, nu. Din care indemnizații consilieri 37.000 de lei. Adică 370 milioane pe tot anul. Fost 11 ori 4, cât fac, ori 12, deci mai vorbim cu salarii cu tot. Salariile angajaților 700 milioane.
Nu 700 de cheltuieli salariale, să citești domnul. La nivel vreo 21 și ceva, 20 de ani. 700 tot cum vă țin. 7 miliarde și eu. 7 miliarde. Da, de asta vorbim mai bine în miliarde de milițele. Da. Aici este cuprinsă toată toți banii care s-au alocat, fie pentru încălzire, fie pentru intră și banii respectivi, fie pentru să spunem persoanele care pleacă și se instruiesc. Eu știu formare profesională. Formare profesională. Deci toți banii sunt alocați. Pentru a fost. Pentru poliția locală, 55.000 lei. Pentru personalul cu asistenți personali cu cei cu un handicap grav, 449.000 lei. Da, nu știți bani. Avem multe persoane cu handicap și asta e țara până la urmă. 14, poftim? Avem 29 de persoane, 15 asistenți plus 7 indemnizați. Aici, cu cotizații, cu totul, tot bani, noi vorbim fără, nu ce să ia în mână. Total bani care sunt alocați, brut. Dar investiții realizate pe 2017 am avut drumul, modernizarea drumurilor de exploatare agricolă, ceea ce noi am depunctat 29 de miliarde, rămânând suma de diferență. Extindere magazie la Comuna Strugari, dotarea primării cu centrală termică, dotare primărie cu rolete se cheamă, stolurile de la primărie. Amenajări fântâni în domeniul public, actualizare plan urbanistic general, realizare plan amenajament pastoral, pentru care așteptăm guvernul să dea fonduri, să ne dea bănuții. Întocmire și avizare documentației ISU, școală, primărie, deci pentru ca să-și desfășoare activitatea, trebuie să aibă avizul de la pompieri și noi, la primărie, să avem. Balastare drumuri comunale, aici e prinsă doar suma pentru care noi am feriat mașini, nu altceva. Întocmire documentației cadastrale pentru drumuri și alimentare cu apă, școli, tot ce avem avizat și o necesitat documentație cadastrală. am avut bani investiți și în sumă de 200.000 de lei pe la Brăchetiș, la Petricica, la Iaz. La Petricica, mă refer la Biserica Catolică. S-au realizat documentații de avizare pentru drumurile comunale locale, podul Podeții. Aici este vorba de avizările care s-au făcut pentru și-am trimis proiectul pentru drumul 197 care pleacă din Răchitiș până la Parc. Și pentru care... Drumul Răchitișului. De la drumul Răchitișului până la Parc și pentru care nu am primit nu mai spuneți, nu mai continuați, lăsați. Da, nu, trebuie să o spuneți. Nu mai spuneți, lăsați. Trebuie să o spuneți. Da, să spună, pentru care n-am avut punctaj, nu am primit finanțare. Că suntem cu punctaj. Noi când l-am depus, am avut autoevaluare. Da, aveți din nou primar să continuăm cu scorțenii și să facem până ce la... Ce să facă mai cu scorțenii? Nu, domnule Gurea. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Este o încercare. Este o încercare, numai că noi acum ar trebui să facem asocierea de comune, inclusiv cu scorțenii, dar parteneriat și cu Bereșul Azlou, având în vedere că avem drumuri care sunt între pături și cu ei și pentru care nu avem ieșiri. Ați văzut, când ai ieșiri spre un drum european, spre un drum așa, capiți și punctaj. Unde am pierdut noi punctajul? Am pierdut punctajul, am autoevaluat proiectul la 81-85 de puncte și mi s-au tăiat două puncte și am căzut la 49-85. Și trebuia să ai cel puțin 50 de puncte, da? Era ca un subpunct la criterii de calificare, numai puțin. Deci, ca și criteriul de calificare au fost, pentru care ne-au tăiat 9, investiții
la persoane fizice sau private, prin fonduri europene, beneficiar de fonduri europene, în valoare de peste 500.000 de euro. Adică trebuia să fie adică o persoană, la autoevaluare noi am pus o, nu pot să spun cu bună știință, noi am pus o ca și fiind un criteriu eligibil. Am avut pe cei care erau beneficiari de 141, nu știu ce, dar suma îi totaliza 500.000 de euro. Totaliza undeva până într-o 100 de mii de euro și nu ne-am lipit. Bineînțeles că acei care vin pe teren sunt foarte exigenți, verifică, văd și așa mai departe. O altă chestie la care am pierdut foarte puțin, drumul meu solicitat pentru finanțare, la intersecția cu celelalte drumuri vecinale sau comunale, trebuie să fi fost asfaltate. Și mi-am spus atunci și am justificat. Păi cum să-l fac pe ăla dacă eu nu am principalul? Cum să-l asfaltez pe unul secundar dacă eu nu am principalul asfaltat? Că aici e un nonsens. Nonsensul, vă spune omul, decât îi bagă în aceeași oală, când ar trebui anumite comune să spună, bă, X-Lady, băi, concurați între voi. Concurați voi între voi cu aceeași categorie, cu aceeași înălțime, cu aceeași greutate. Pot eu să mă bat cu alte comune mai mari? Da, totuși, o să încercăm să luăm de la cap. O să luăm iar de la cap. Ca așa am fost învățați. Pentru celălalt Petricica, domnul Lazar era consilier când am început și eu și am zis, domnule, cred că nu o să mai fiu în viață. Dar viața a arătat că am fost insistenți și de fiecare dată. Câte patru, că trebuie să încadrez o anumită valoare, nu? Câte patru, câte cinci s-au făcut. S-au reușit pe partea aia, s-au reușit și către Petricica. Eu cred că se va reuși datorită. Acum, pentru Rechitir, să spunem, dacă inițiem un proiect, capiți foarte mult punctaj, pentru că te intersectezi cu drumul județean și te intersectezi cu culmea. Dacă te legi cu o investiție și te legi de o investiție, capiți aproape 15 puncte în plus. Are șanse. Iar șansa noastră depinde de apă și de canal. Vă spun eu, dacă este făcută investiția apă și canal... Și dacă avem apă și canal, avem 20 puncte dată în plus. Acolo e șansa. Este extraordinar. Dacă ne face apă și canalul pe care depunem proiectul, chiar n-am nevoie de nimeni. Pentru că se consideră o investiție. Am 49 și mă mai duc cu 20 și fac... 69. Problema este de timp. Că timpul vezi că e la... Bate la cum să spun... O urcat trepte. Deci mai sunt două trepte. 88, 18, 19, 20. Și dacă investiția este eligibilă, considerată eligibilă și se semnează contractul de finanțare, se duce până în 2023 ca termen de realizare investiției. Și ar fi o chestie super de bun să o facem. Da, venitul total la nivel de comună, prevederi inițiale. ...3.469.000 lei, realizat 3.373.000 lei. Ca și valoare estimativă în procent. Ne-am previzionat 3.400.000 lei și am încasat 3.300.000 lei. Da. E foarte bine, 90.000 lei. De impozite și clădiri. 30 s-a realizat 26. Pe TMT 45.36. Pe persoane fizice, 55.47, pe alte taxe și impozite, 30.27, impozite teren extrabilan, 91.67, salubritate, 60.35, aici suntem în deficit. Mare probleme aici. 2.500 de lei. 250 de milioane. Amenzi, 60.35. Cote de falcate din TVA, 90-89, aici sunt alea care vin prin finanțe și care se le dă fără nicio problemă, dacă sunt. Echilibrare în buget local, 676-676, sume de falcate din TVA, 2285-2285. Sume de falcate pentru energie termică, 47-47. Sunt sumi care se solicită, se dă de stat, se plătește la oameni, de asta realizează 100%. Sunt sumi pe care ne-au intrat nouă
bugetul de la stat pentru salarii, indemnizații și așa mai departe, intră și ies că sunt fix pe banii respectivi și n-ai fost închis pe minus. Ce ne-am propus pentru ca și inițiative pentru anul 2018? Eu mi-am făcut o sinteză, vă prezint cum o găsim ca anexă la buget, când aprobăm bugetul. Pentru școală, dotare cum bănci și scaune. Ați fost în școli, știți că suntem deficitari la așa ceva. Dotare cu materiale didactice, în ceea ce privește table, să cer table electronice la școli, că suntem în era IT-ului. Un centru de calculatoare pentru cel puțin două clase, adică să ai două clase formate cu, pentru așa ceva. Ca elevii care vin și îți fac temele în ceea ce privește și acolo să cer să facă pe tablete și pe calculatoare, să aibă și o tablă pe care se poată lucra. Se numesc table inteligente. Probabil o să ne învețe pe toți cum să sintetizăm și cum să înmagazinăm mai mult din informația pe care o primim. Avem de gând ca la Strugari să facem puțin terenul de sport pentru ca să poată face activitățile școlare, nu numai. Am vorbit de fiecare dată de o așternere de covor și pe partea dinspre nord să facem o mică tribună din, cu două, trei trepte. Atât cât să participe și cei care vin la competiții între școli sau eu știu ce activități sportive desfășoară la școală. Reabilitarea școlii, așa cum am vorbit la Petricica, construirea grădiniții la Petricica, prin CNDI, prin Compania Națională de Investiții, încercăm să facem o sală de sport. Sala de sport care va fi în locul terenului de sport. E posibil să avem și noi prioritatea, având în vedere că sunt, școala va avea un parcurs de urmat și la care va servi și elevilor, dar și acelor care din comunitate care vor să facă activități sportive acolo. Pentru căminul cultural de la noi ne-am gândit să facem o dotare. Vreau să vă spun că prin GAL s-au primit niște bani și proiectele de care vor beneficia UAT-urile vor fi de 100.000 de euro. Pentru investiții la nivelul primăriei și 25.000 de euro pentru investiții făcute pentru cămin, deci pentru cultură. La cultură nu neapărat cămin, dotări. Putem să facem și o să ne gândim, o să vin în fața noastră cu un proiect de hotărâri, putem să facem niște dotări pentru o anumită, pentru o formație, fie de dansuri sau fie de, cum știu că erau chestii, poate vorba de dansuri. Aici ne poate ajuta, ne pot ajuta cei care se pricep, o să constituim o formație de așa fel ca să beneficiem de banii ăștia, dar pe care suntem obligați prin mentenanța proiectului ca această formație să fie funcțională. Să aducem un parcurs în timp. Un parcurs. Să o promovăm. Adică nu înființăm de dragul oboierilor sau a violoncelului. Adică să avem activitate. Să încercăm să promovăm tradiția locală. Prin ce? Prin un dans sau prin poți să facem un festival, eu știu, un festival sau asociere. Trebuie să ne gândim cum îl încheiem ca să fie acceptat la finanțare. Mergem mai departe. Deci pentru ca și primărie, eu le-am schițat așa școală cămin primărie. Alimentarea, apă și canalizare, achiziționarea auto-utilitarii pentru care noi am avut aprobare și care
documentele sunt la Iași pentru aprobare și semnarea contractelor de finanțare. S-a întârziat o lună de zile pentru că a fost depus o contestație de OAT Solons pentru că nu s-au încadrat niște termeni riguroși pentru verificare în teren. Și atunci i-au câștigat prin contestație și de asta s-a mai întârziat o lună, poate o lună jumătate până la soluționarea contestației. Dar sperăm ca în luna februarie să semnăm contractul și să dăm drumul la achiziții. Pentru cei care vor fi și care trebuie să-l prindem ca și opțiuni de investiții, pentru diferența de bani care m-a spus 100.000 de euro, o să ne gândim și o să venim în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre ca să achiziționăm din total sumă sărărițe, lamă, buldo, măturătoare, instalații pe cont pentru buldo și aparatul de tuns, sau ne gândim ca să luăm un tractor care să fie utilat cu toate astea. Cred că asta e cea mai bună. Și nu mai umblăm cu pregătire. Și atunci o să avem 3 mijloace de depezire și cred că o să ne fie foarte bine în condițiile în care la noi sunt terenuri de așa dispuse și ați văzut că acum toată lumea, știți dumneavoastră că vă sună, toată lumea, dar de ce nu mai vine să le depezească, de ce nu vine și pe ulița mea și suntem chiar ne-ar mai trebui un mijloc ca să reușim să umblăm peste tot. Că dacă a trecut mijlocul de zăpeziri de aici până la Hanul Matei și s-a lăsat la Vale, pe la consilieri, că numai acolo desface, pe la Nica și pe la Vasilie, zice că de asta ne băgăm acolo, că acolo sunt consilieri. Nu, e o zonă mai principală, drumurile mai principale, urmând ca urițele să descundăm după aceea. Știu că atunci, și se întâmplă chiar atunci, fiecare să aibă nevoie. Dar atunci trebuie să ieșim. Încercăm să satisfacem fiecare. Nu știu, dar s-au văzut că desfacem prima dată cele mai principale, ne băgăm pe celelalte și secundarele le facem între timp. Dacă, cum am mai avut cazuri, când au discolit, am venit până aici și aia ne-am dus iar înapoi tot pe acolo pentru că s-a făcut șirul de asta de zăpadă să nu se mai putea trece, să bloca. Tot prin CNDI vrem ca la Iaz, unde am făcut, unde s-au autodemolat școala de acolo, să punem bazele unui cămin cultural sau o sală de festivitate. Și dacă beneficiem prin companie de niște finanțări, ar fi păcat să nu ne îndreptăm și spre acolo unde sunt bani. Trebuie amenajat un spațiu și l-am prins ca și investiția adecvată pentru cetățenia, că acolo va fi secții de votare și trebuie să o amenajăm. Așa cum da, cerii. Primul, avem secții de votare. S-a aprobat și acum o să ne ceară să fie cu... Deja ne-au cerut, ne-au dat provizoriu avizul, dar... Provizoriu avizul și trebuie să facem instalație electrică ca lumea, loc de rampă de urcat pentru persoanele cu probleme. Așa, da, o sobă, mă rog, pentru că cei de la pompieri, înainte de fiecare vin și verifică și le vedem fără aviz. O să trebuiască achiziționate și indicatoare rutiere, denumire sate, numere de case, în conformitate cu legislația în vigoare. Este o chestie imperios necesară, pentru că acum s-au găsit fel de fel de modalități prin care cei care cred că sunt neîndreptățiți și nu văd semnii rutierii, sunt dreapte împotriva primăriilor, a Consiliului Local, pentru că nu a văzut indicator. Drumul din dreapta sau drumul din stânga, pentru că nu a avut indicator. Dacă 2018-2019 rămâne ca structură școlară cu cele 3 școli, dacă și clasii de elevi se modifică, și atunci am gândit noi că dacă vor fi bani, tot în funcție de așa, să ne achiziționăm un microbus școlar,
pentru că... Trebuie să-i duci la rechitiri și la petrici. Dacă acum mergem cu două microbuzi, unul așa și unul închiriat, după aceea o să lupească trei microbuzi, pentru că n-ai cum să ajungi cu ei la ori, la momentul optim. Ne-am pus în... avem ca obiectiv și amenajare de spații de joacă pentru copii în incintele școlii. Poate o să avem, oprim în caz acțiunii de investiții, având în vedere că cei din UNICEF gândesc și la o susținere financiară pentru așa ceva. Cu finanțare poate să reușește să... Deci, cam atât am avut eu să vă prezint... Da. Dacă mai sunt ceva discuții? Acum aș vrea să mai adaug niște propuneri, dacă dumneavoastră să vreți să luați în considerare un sistem de supraveghere la toate școlile din comună. În primul rând, că necesită o supraveghere interioară din toate puncte de vedere. Pentru că sunt copii care nu fac anumite lucruri și, de fapt, restul copiilor spune că ai stricat o bancă. Și părinții sunt... adică să fie o evidență computerizată și înregistrată a claselor, a tuturor școlilor în comună. Și aș mai avea încă o propunere, dumneavoastră, luați în seamă, dacă o să credeți, refacerea gardului de la bibliotecă de la Năsurești Visuri, de la Strugari. Așa. Și referitor la islazuri, să vă vină banii, să, ca să poată oamenii proprietari de animale să avizul și nu vin aia, să vă explic despre ce-i vorba. Noi am făcut camera așa, dar cei de la Oficiul Meteorologic nu au primit bani de la guvern. Ne fiind bani de la guvern, ne fiind finanțare, nu poate să le iei drumul la lucrare. Pentru că au frică că își recuperează banii. Eu vă spun adevărul ca să știți. Deci noi, strugariu, are lucrarea terminată. Am vorbit cu domnul director, nu o să trebuie din asta de vorbă. Din discuțiile avute cu... Să dea Dumnezeu să fie bani. Din discuțiile avute cu ei la întâlnirile care le-au organizat, e posibil ca să deblocheze banii prin bugetul care se vor aproba la nivel, care e aprobat la nivelul ministerii, și e posibil ca banii să vină. Și aș mai avea o rugăminte ca și școala de la Cetățuia și cea de la Mareșa să fie prefăcută cât de cât, să se desăpară în geamica. Sunt foarte bune investițiile care le propuneți și ei, acum ați explicat, va fi secție de votare și o propus lucru. Domnul Mareșa, nu e secție de votare. Vorbim cu Cetățuia, a spus. A spus și la Cetățuia de Mareșa. Adică să aveți în vedere o minimă... Poate... Deci noi putem să facem niște lucrări de conservare. Lucrările exact. De conservare în ce pot să constea? Nu pot să mă duc să-i dau cu var sau să o tencuiesc din nou sau alte, atâta timp cât nevoile financiare sunt mari la școlile care sunt, în care se, există proces de învățământ, da? Dar limita resurselor noastre financiare, venim în fața dumneavoastră și aprobați. Bă, la școala cu tare aprob 50 de milioane pentru să nu plouă în ea, să nu geamul ne sparte, împrejmuirii să... Adică aparajul total. Nu, la căminul de la Cetățuia noi am solicitat și o să facem o expertiză și acolo o să cred că o să procedăm la să căpătăm autorizații de demolare. Și dacă este posibil, să construim unul locului. Dacă ar fi posibilitatea ca să redenumim școala ca și cămin cultural, putem să organizăm și să facem o sală, o sală în cămin. Bun. Dar trebuie să încercăm. Să obținem aviză la Ministerul Învățământ. În ceea ce privește supravegherea video, la școală există. Numai că nu-ți dă legea voi, ca în clasă, să-i faci supraveghere video. Da. Pentru că, vă dați seama, dacă am făcut și sunt camerele luat vederi pe colțuri sau pe goluri sau către atelierul aielul, cum îi spunem noi, unde este amenajat camera pentru IT. Camera de, ei, acolo... Doamna Istrat.
Există supraveghere, da, doar pe timpul că nu sunt ore, pentru că intimitatea elevului. Dacă sunt modificări care se cer, că am înțeles, sunt modificări care se cer la nivel de minister, sunt dezbateri care s-au făcut o parte dintre Consiliul de Administrație sau din părinților, Comitetul Administrativ sau cum se cheamă la nivel de părinți. Nu sunt de acord ca elevii să fie monitorizați prin video în sala de clasă. Deci părinții și cu așa nu sunt de acord? Păi nu sunt de acord pentru că el se stresează, știe că este urmărit, știe că... Mă duc la televizor treaba asta. Deci deocamdată, deocamdată nu se pot face supravegheri video în sala de clasă. De cine e bun din el? Că se simte aș vrea să reînnoiesc rugămintea, dacă se poate face niște bărăși de alea în Statele Unite, așteaptă copiii microbuzi. Avem prins în planul de acțiuni, acolo unde v-am spus de indicatoare de lucru, avem prins și... Asta am să vă spun și vă doresc în continuare succes în activitate. Cu permisiunea dumneavoastră spre gămâne. Vreau să vă mai spun că acolo era și ca acțiune și este pe acțiunea de achiziționare a mașinii auto-utilitare Duster. Dar am considerat că... am considerat... Nu, că asta nu e din... Asta dacă le din bugetul local. Dar am considerat că prioritățile au fost altele și nu trebuia să ne consumăm niște bani. Chiar nu ne-au ajuns banii pentru tot ceea ce am gândit. Mai rarăși. Și am considerat că este... Deocamdată rămâne ca acțiune. Dacă este posibil și ori fi bani, da, foarte bine o achiziționăm. Dar dacă este altă prioritate, merge tot pe aia. Ne mai deplasăm cu ce avem. Mai sunt discuții dacă nu s-o punem la vot. Ultimul punct. Raportul de activitate a domnului primar. Cine este pentru? La cetățuia s-a ridicat problema cu obținerea unei stații de autobuz. Și mi-am asamit din chestia asta. S-a pus o problemă de către doamna Mihaela, mi se pare că nu, da. A zis că ar fi bine ca stația să nu mai fie în stația de autobuz, unde întorcea autobuz înainte la cetățuia, pentru toți elevii din cetățuia care vin de pe uliță, și să fie undeva la poartă, la ea acolo. Nu la ea, la mamă, la Viorie. Păi, nu trebuie să fie sarsul. Acum, chestia asta este pentru anul de învățământ 2017-2018, a fost hotărât așa. Eu cred că ar trebui să lăsăm așa, pentru că pe aceeași distanță se deplasa și băiatul lui, vreau să spun, al lui Florea, vin de la deal și ia lui Șfichi și așa mai departe. Cred că ar trebui să o lăsăm așa pentru 2017-2018. Urmând ca în 2018-2019, dacă mai este un mijloc de transport, atunci ăsta va avea numai 3 sate și se poate... Poate să facă mai multe stații, știi? Dar, având în vedere că este stabilit acolo prin hotărârea Consiliului de Administrație... Și regulament există... Și dacă oprește la poartă, la domnul Viorel, la poartă, la mine, și cadă unul peste sârma de la gardă acolo și se întâmplă o istorie, este responsabil administratorul care autobuzului. Și pentru eu, pentru că este în administrația primăriei, aș fi de acord ca să rămân acolo. Și când, la anul, stabilim, domnule, dacă sunt două mijloace a noastre, da, bă, ai loc aici, oprești. Și în deal, oprești acolo, oprești și mai la vale, că nu o să cadă. Unde ai loc? Dar ca să aibă și timp util, știi? Copiii se fugăresc în jurul autobuzului. Nu coboară bine de acolo și pune ghiozdanul în cap unul la altul. Și ar fi bine să-i protejăm. Din punctul ăsta de vedere. Și plus de asta vreau să responsabilizez și dumneavoastră aveți că ați adoptat un regulament și un traseu. Și trebuie respectat. Eu pun problema, Doamne ferește. Așa trebuie. Asta am discutat-o mai mult. Da, așa trebuie. Doamne ferește, coboară de acolo, se duce fugii pe drum, nu-i suficient spațiu și... Doamne ferește. Șoferul e divin. Adică trebuie văzut și în contextul ăsta al siguranței, nu neapărat a... Până la urmă, da, eu opresc la fiecare casă, dar Doamne ferește, se întâmplă ceva. Dacă nu mai sunt, închide eu ședința de astăzi. Aș vrea să pun la diverse o singură întrebare. Hai, spune.
Da, de cunoaște domnul primar, cu Ijigău Vasil din comuna Slugari, satul Cerăția. Nu cunosc, domnule. Am fost și eu poliția ieri. Am fost și eu că Jigău ăsta Vasil, mă reclamați, mi-a făcut din 4-5 ani de zile. Noi ne-am uitat pe toate listele electorale. Și ieri am un... Deci n-a știut efectiv. Deci, Jigău ăsta Vasil, reclamați numai pe numele lui, nu. Care om nu există în comună și... Am Jigău, dar Jigău nu am. Deci, nu am, sigur. Deci, da, asta a răspuns. Când este antreneu, venit... Au spus și singur naștiu și noi ne-am pus pe corul. Hai să întrebăm în poștărință, hai? Este cineva din local, din comun. Poftim? Este cineva din comun care pune numele lui. Și pune numele lui. Acum, ce vreau să spun? Nu, acela n-a ajuns să știi. Păi nu, până ai George. Dar nu că eu am pus să întreb, că mă gândesc că iar încep controlare, că am avut, știți, șârul și iar începem. Iar e problemă și cred că tot asta o să vă zbunez rău. Deci noi am căutat în listă electorală, am căutat tot. Chiar deci, dar nu știam nici... Eu am zis la Dumnezeu să nu-mi vină. Dacă o să mai vină, băi, Dumnezeu cu milă. La cât eu vinit la tine, cred că până da, acum ești în regulă. Da, îți scăpit eu, dar nu, problema e în regulă. Nu, în regulă... Stresul meu, în sensul că să aștept să vină permanent cineva să întrebi de ceva, e o problemă. Nu e bine să... Da. Măi, dar nu ăsta... Nu, acum discutăm... Putem o vedeți. Închid eu ședința.